Vai, plac, ce frumoase sunt. Da, lăsate de bine. Odată pe an, natura le oferă localnicilor din Cernătești, localitate de pe Valea Slănicului, foarte multe flori. Culmea dealului din dreptul localității este colorat în această perioadă a anului de liliacul sălbatic, care înflorește la sfârșitul lunii aprilie. Este prilej de excursie nu numai pentru amatorii de drumeții, ci și pentru copiii din zonă. Deocamdată 3 hectare, numai că este în descreștere, dacă nu suntem grijulii, va rămâne tot mai puțin, pentru că arborescul spontan îi va lua repede locul. Vă așteptăm să vizitați această minunată zonă cu niște flori minunate, care miros încântător. Am mai fost de multe ori cu părinții, este o zonă foarte mult vizitată de foarte mulți turiști din alte zone. Foarte îndepărtată chiar, merită vizitată. Astăzi am aflat o tindere foarte mare a liliacului, cu 3 nuanțe, roz, alb și mov. De aici putem vizita multe zone turistice, zidul Mut, vulcanii Noroioși, focul viu. Liliacul din rezervația de la Cernătești înflorește la sfârșitul lunii aprilie și ține până după 15 mai. În aceste zile, turiștii poposesc în cea mai mare rezervație floristică din zonă, între vizitele programate la vulcanii Noroioși și focul viu. Este crescut în mod natural, nu este plantat și este o zonă turistică, din punctul meu de vedere, atractivă. În anul 2000, dealul cu lilieci a fost declarat rezervație naturală de interes național, iar de atunci zona este monitorizată de către responsabilii Agenției pentru Protecția Mediului. Rezervația se întinde pe aproximativ 3 hectare și se află în partea vestică a comunei Cernătești, pe dealul Săpoca. Dealul cu lilieci este unica rezervație de liliac sălbatic din județul Buzău, iar din anul 2000 a fost declarată rezervație de interes național. Sunt 3 nuanțe de liliac, culoarea liliachie, roz și alb. Mulțumesc! Ce frumos miros! Da! Pentru a ajunge la culmea cu liliac înflorit, o poți lua pe drumul județean 203K, ce leagă satul Săpoca de Vlădeni. De aici se ajunge în lunga dreaptă a Văii Slănicului, afluent al râului Buzău, pe partea vestică a satului Cernătești. Până pe dealul de deasupra comunei Cernătești, trebuie să parcurgi un drum de pământ de circa 4 km. Singura cale de acces este un drum destinat exploatării agricole, format de-a lungul vremii de căruțele și tractoarele cu care proprietarii de pământuri își lucrează culturile.